No, servus de la Cluj! Astăzi o să vă spun ce am pățit în weekendul trecut, când am fotografiat o nuntă într-o locație super faină lângă București, hipsterească, cu lumină bună și așa mai departe. Apropo de lumină, problema mea cea mai mare a fost că era să nu pot să fac nicio fotografie pe stilul meu după ce s-a lăsat întunericul. Și să vă spun cum am reușit să rezolv asta. Locația în care mă aflam dispunea doar de niște lumini, sus de tot, lumini din acelea pe care le folosim când împodobim bradul sau ca să dăm un efect interesant pe fundal atunci când facem fotografii în studio. Am observat rapid că nici DJ-ul și nici formația care a cântat nu avea vreun sistem de iluminare, așa că am zis, o să văd cum o să rezolv eu problema aceasta. Doar aparatele mele știu să meargă la un ISO extrem de ridicat și chiar am folosit și 25.600 și chiar și mai sus, pentru că aparatele Sony pot să facă asta, dar nu se pune problema de lumină, ci de deteriorarea culorii atunci când folosim un ISO astfel de ridicat. Cum deja am peste 1000 de zile de când nu mai folosesc flash, adică blitz pe românește, și nu am în trusa mea așa ceva, pentru că mă bazez exclusiv pe lumina din locație, cea venită de pe geamuri sau de la luminile ambientale sau cele ale DJ-ului sau ale formației. Da, știu, e tricky, e dureros câteodată, e destul de greu, dar dacă ar fi fost ușor, nu cred că m-aș fi apucat de fotografiat în întuneric sau de fotografiat de nuntă, unde lumina se schimbă destul de des. Și m-am gândit în felul următor, dacă aveam cumva la mine blitz, flash, cum procedam? Cu flash-ul pe aparat, cu siguranță că puteam să fotografiez la o putere foarte mare, pentru că acoperișul era destul de înalt, nu aveam din ce să fac bounce și puteam să fac doar cadre cu blitz-ul dat spre subiect. Adică ar fi ieșit niște cadre destul de întunecate, evident scoțând subiectul în evidență, de la apropiere, însă nu ar fi adus în imaginile mele contextul, ceea ce mă interesează foarte mult atunci când spun în imagine o poveste despre o nuntă. Și ca să lămuresc încă ceva legat de flash și folosirea flash-ului în interioare întunecoase, unde nu ai un pic de lumină care să asigure aparatului tău capacitatea de a focusa pe subiect, astfel încât flash-ul să poată să declanșeze, pentru că da, dacă nu ai știut asta, dacă aparatul tău nu reușește să facă focus, cu siguranță fotografiile nu vor ieși clare, pentru că blitz-urile sunt suficient de deștepte astfel încât să declanșeze și dacă aparatul tău nu este în focus. În modul manual sau alte tertipuri pe care le vom discuta, poate altă dată. Că așa cum v-am spus, de mai mult de 1000 de zile nu folosesc blitz. Desigur, 4 flash-uri, 2, 3 declanșate cu ajutorul acestui declanșator pe care eu îl am în colecție, să spun așa, în trusă, ar fi putut să aducă multă lumină, pentru că un blitz aduce mai multă lumină decât orice altceva, cunoaștem lucrul acesta, însă, așa cum spuneam, trebuia să fiu destul de aproape de subiect și întunericimea nu-mi permitea să fac focus de la distanță medie, asta însemnând poate 2 metri jumate, 3, distanță la care eu prefer să stau atunci când fotografiez pe cineva pe ringul de dans la nuntă. Uite, blitzul ăsta are și folie pe el, deci l-am cumpărat și nu l-am folosit. Acele lanterne mici pe care eu le am în rucsacul foto nu m-ar fi ajutat, pentru că eu le folosesc atunci când fac un portret la cerere la o distanță undeva la 2 metri față de subiect. Și atunci, pentru că cumpărasem, pentru că anticipasem, pentru că tot timpul spun că în fotografia de nuntă este vorba de anticipare, iată că trebuie să anticipăm și în domeniul aparaturii, al gear-ului, al echipamentului pe care noi fotografii îl folosim. Și am luat cu mine această lampă de la Godox, o lampă care este foarte mică, ia uitați, în comparație cu o cutie de conservă de 400 de grame, este nu cu mult mai mare. Dimensiunile reduse o fac să încapă în orice rucsac am avea, iar puterea acestei lămpi este arhisuficientă pentru a fotografia cinematic o singură lumină sau chiar a filma la o nuntă acolo unde nu există lumină. Pentru că asta a fost situația în care am fotografiat weekendul trecut. Nu am avut lumină suficientă pentru a focaliza și pentru a face fotografii pe stilul meu. Nu o să vorbesc foarte mult despre capacitățile acestei lămpi pentru că nu este un review, este o lampă pe care eu sugerez să o avem în portbagaj sau în rucsacul foto. Iar această lampă vine cu un proiector care ajută ca lumina transmisă la distanță medie și chiar mare să fie foarte puternică.
și am să vă arăt și fotografii pe care le-am realizat, pentru că ringul de dans avea o lungime de aproximativ 25 de metri. Ca să fac o paranteză sau nu o paranteză, să vă spun ceva ce s-ar încadra în categoria tips and tricks, lumina trebuie poziționată undeva la 45 de grade, pentru că dacă vine direct, este foarte, foarte deranjantă pentru cei pe care îi fotografiezi, iar eu am avut la mine un stativ de aproape 3 metri. E, deja am dat comandă și trebuie să vină stativul de 4 metri, ca să pot să asigur acel lung de 45 de grade să nu deranjez prea tare lumea. Sigur, o astfel de lumină deranjează lumea, dar ea nu vine în pachet, însă se poate achiziționa separat o telecomandă cu ajutorul căreia poți să oprești din când în când lumina prea puternică pentru invitați. Și eu am făcut asta. Lăsam să meargă 4-5 minute ca să pot să fac niște cadre, apoi poate o jumătate de oră sau chiar mai mult, dacă nu era ceva foarte important de fotografiat, o opream. Trebuie să vă spun că în imaginile pe care le vedeți am folosit lampa la o putere de doar 40%. 40% și mi-a acoperit exact cum am vrut zona de dans. Această lampă are o lumină undeva la 5500 de grade Kelvin, foarte ușor de editat. Calitatea luminii este extraordinară pentru prețul acestei lămpi, să spun așa, dacă vreți să fac o trimitere și la partea de investiție. Și mai mult decât atât, lampa funcționează atât la 220 de V, cât și cu baterii. Bateriile nu vin în pachet, eu folosesc acest model de baterie. Am să vă las link-uri în descriere pentru tot ce am prezentat astăzi, poate sunteți și voi interesați. Constituie o soluție foarte bună la video și foto atunci când vrei un efect cinematic, cu o singură lumină și mai ales atunci când este pitch black, da, totul este negru în jurul tău. E, fraților și furtaților și surorilor, cu aceste baterii, la 40%, cred că aș fi asigurat 5 ore de lumină în continuu. Dar s-a întâmplat să fie o priză la dispoziție și am folosit această lampă la 220. Ca și parte tehnică a realizării cadrelor, trebuie să vă spun că lumina își pierde din intensitate, poate ați observat asta și la farurile mașinilor, în funcție de distanță. Iar ca să realizez cadre luminoase, a trebuit să folosesc în funcție de distanța unde bătea lumina, 3 valori ISO, 400, 800 și chiar 1600. Evident, am fotografiat la F1.4, la F2.8 ar fi trebuit să ajung la valori mai mari ale sensibilității ISO, dar n-ar fi fost o problemă. Însă, așa cum mă cunoașteți probabil deja, 98-99% fotografiez la F1.4. Lumina cade dintr-o parte, te poziționezi astfel încât să ai lumină venită dintr-o parte sau chiar din fața subiectului, îți schimbi poziția destul de des, pornești, oprești lampa și faci cadrele de care ai nevoie, astfel încât să nu folosești un ISO maxim care să distrugă toată imaginea până la urmă. Sper să vă fie de folos acest scurt material despre cum să iluminăm în situații neprevăzute o locație în care fotografiem, de ce este mai bine să folosim în loc de flash lumină continuă și de ce lumină LED, și vă mulțumesc în continuare că vă abonați și că vă plac clipurile pe care eu le realizez. Asta îmi dă curaj să merg mai departe și îmi răsplătește efortul, și până data viitoare când ne vedem, și o să ne vedem anul ăsta și o să avem foarte multe lucruri de expus, vă îmbrățișez cu drag de la Cluj!